să trăiesc, să spun cuvintele lui Harry, că așa pot să spun și eu, că fiind cântăm noi, om doi împreună, jazzul care facem noi este o muzică care se naște aici și în același timp se duce de aici, adică nu mai este. Improvizațiile care facem, 80% din piesă este improvizații. Bineînțeles că avem temele care sunt făcute de ani de zile, alea știm, dar pe chestia asta totdeauna fiecare spectacol e altfel, improvizațiile, și niciun spectacol nu este la fel. Tocmai de aia este un lucru care nu-i pentru mine, dar cred că nici pentru oameni nu-i prea monoton sau nu-i același lucru, că a văzut aici formația X și zice că ăsta cunosc, că ăsta cântă același lucru. Pe noi niciodată cred că n-a văzut același lucru să cântăm. Am văzut foarte multă lume tânără în sală. Aveți un public pe care să-l recunoașteți. E un public până în 30 de ani, până în 50, până acum în seara asta au fost majoritatea tineri. Da, eu sunt foarte bucuros că, într-adevăr, anii ăia, 80-70, când a fost în țară, să zicem așa, gloria jazzului, a trecut, din păcate, și cum a trecut vremea asta, așa a început să schimbă și oamenii. La un moment dat am observat că mai puțin vin tineri, dar iată că a început iarăși să crească foarte mulți tineri care vin la jazz și apreciază jazzul. Iată acum, seara asta, tineri au fost. Și nu numai aici, cred că în alte părți. Și eu cred că jazzul care cântăm noi sau orice care se poate spune că e jazz, are toate felurile de generații. Și mai bătrâni, și mai tineri, și cred că toate din... Câte spectacole ați dat, câte concerte ați avut până să ajungeți Harry și Ciobi? Pentru că Harry era un nume cunoscut de foarte, foarte multă vreme, bănuiesc că ești mai tânăr. Da. Și nu aveai notorietatea, cel puțin, a lui Harry la vremea când v-ați cunoscut, probabil. Nu, păi asta e evident. Evident că eu, fiind un toboșar care... E interesant că eu sunt dintr-o zonă din Giorgen, sunt acolo unde sunt armeni, foarte multe tătari, ciangăi, secui, toate felurile de nații sunt acolo, și eu vin cu muzică populară foarte interesantă de acolo, care mi-a plăcut totdeauna. Dar însă nu prea am exploatat eu în vremea aia chestia asta, că fiind am fost și eu un toboșar rock, funky, de teatru, de circ, de toate. Și când am intrat cu Harry, eu am observat prima dată că este ceva care îmi spune, dar nu prea am înțeles până când nu am intrat în el, în muzică, și n-am încercat să înțeleg. Dar înțelegerea asta nu chiar pe scenă a fost toate. A fost pe drumuri, unde am vorbit și nu chiar despre muzică. Am vorbit de problemele noastre sau de viața noastră și de toate lucrurile în care, la un moment dat, am înțeles că cine este Harry. Și când am înțeles că cine este Harry, am înțeles și muzica lui. Cine este Harry? Sunteți deja un cuplu care vă înțelegeți din ochi. S-a văzut. Da. Harry, primul rând, pentru mine, Harry este un om foarte, foarte drag. E un prieten, primul rând, prieten extraordinar, un om care punctual dă sufletul pentru munca lui, ce face, și pentru prietenia care o poartă cu un om cu care lucrează. Pe de afară de asta, e un om care lucrează. Acum eu vorbesc de tuturor oamenilor, în fața tuturor oamenilor, cine este Harry, el ce știe aia face, dar e convins că ce știe aia face bine. Suntem oameni care facem foarte multe lucruri, de aia că ăla așa a zis sau celălalt a zis așa, nu știu ce, dar cine e convins că asta trebuie să facă, ajunge acolo unde, într-adevăr, recunoaște oamenii că asta a făcut și ce a făcut, aia este evaluare. O notă la public ne trebuie, cum a fost publicul de la Cluj. A fost tânăr. Da. O surpriză sau nu? Nu. Spre deosebire de publicul care l-am avut aseară la Baia Mare, alaltă ieri seară la Siget, unde era... tinerii erau cam 20-30%, să spun așa, restul lume
de vârstă medie și oameni în vârstă, foarte mulți. Și un public extraordinar de curios de ceea ce se întâmplă. Și era prima noastră prezență acolo la Sighet și la Baia Mare. A fost o premieră, primul concert de jazz la Sighet. Da, da, și la Baia Mare la fel. Și pentru un public care nu a mai avut în oraș acolo concerte de jazz, a fost extraordinar. Pentru mine nu a fost o surpriză, fiindcă am mai cântat în orașe mici unde nu a mai fost jazz și știu, fiindcă eu știu că jazzul, am verificat lucrul ăsta în Europa, peste tot în lume, jazzul se petrece în comunități mici de oameni și calitatea oamenilor este în primul rând contează la jazz, la publicul de jazz, și cantitatea nu contează. Și exact același fenomen se petrece și la noi în țară cu comunitățile de jazz, precum în Europa, oriunde. Și acest public există și la Sighet și și în orașe mici unde am cântat, la Odorhei, la Gheorgheni, la Vălenii de Munte. Este o lume de jazz extraordinară. Spuneai înainte de concert că ești obosit, nu s-a văzut. A venit vitamina de la public sau a venit din propria muzică? Da, e o combinație. De fapt, în primele minute de la debutul concertului, de obicei se petrece imediat contactul ăsta și nu totdeauna, dar de obicei se petrece și ăsta în diferite grade, așa. Și s-a văzut și în seara asta, așa, după două, trei piese deja era legătura făcută și asta ne împinge pe noi. Sigur că noi oricum știm ce avem de făcut și asta, dar căldura asta sufletească a publicului este de bază. Pentru publicul, pentru un concert de jazz, pentru muzicanții de jazz, te poate face să dai o capodoperă. Și tot publicul, uneori, mai rar, dar se întâmplă și asta, te poate face să ratezi un concert. Se mai întâmplă și din astea. În cluburile de elită, în cluburile de fițe, e adevărat că nu vă place să cântați în cluburi foarte luxoase? Da, e adevărat, fiindcă nu, lumea acolo nu prea are un comportament de public de jazz și care este totuși unul special, unul deosebit față de orice, față de publicul oricărui alt gen de muzică. Și oamenii de jazz în general sunt diferiți, sunt oameni diferiți, fiindcă ei știu că arta pe care o admiră ei este una venită dintr-o mare suferință, în ciuda faptului că jazzul este o muzică exuberantă, s-a născut în cluburile, în localurile din New Orleans, ca muzică de dans. Dar de fapt ea venea dintr-o mare suferință și poate tocmai din cauza asta, omul care a cunoscut o mare suferință, ăla știe să se și bucure cel mai mult. Și ăsta este comportamentul publicului. Deci, și asta face specificitatea, caracterul aparte al publicului de jazz. Și oamenii ăștia există și la noi, eu mă bucur foarte mult. Nu sunt mulți, dar există. Ciobi spunea că improvizați cam 80%, e o proporție bună? Da, poate chiar mai mult. Da, depinde iarăși de sală sau de inspirație. Da, spuneam adineaurea că oricum noi știm ce avem de făcut, dar după atâția ani, eu personal am aproape 40 de ani de jazz. Mulți înainte. Mulțumesc. Și el are destul de mult. Și deja ajungi la o experiență, la o rutină, dar la oricâtă experiență ai avea și după 70 de ani de jazz, ai nevoie ca publicul să te împingă de la spate. Altfel, cânti pentru tine, se poate și asta, dar e altceva când sunt doi care participă la frumusețea gestului, nu? Și vă inspiră folclorul foarte mult.
Da, da, da. Asta am făcut-o în mod instinctiv, chiar de pe la începuturile mele jazzistice, de prin anii 70, de când am început să cânt jazz și am avut primele compoziții, am făcut lucrul ăsta. Inconștient și instinctiv am făcut treaba asta. Iată că după vreo 30 de ani de la chestiile astea ale mele a ajuns ca jazzul și folclorul să se unească atât de frumos și să se nască acest nou stil de jazz care este astăzi jazzul etno. Lucru care pentru mine n-am mai dat seama că n-a fost nicio surpriză și a venit numai să confirme lucrurile pe care eu cu 25 de ani în urmă le făceam în mod instinctiv. Următorul DVD, CD, când va fi și cum va fi? Avem ceva în lucru, dar mă rog, nu e de în viitorul foarte apropiat. Va mai dura poate spre toamnă sau... oricum eu am și foarte mult material vechi pe care încet, încet îl editez. Sunt lucruri care au stat, au zăcut, le-am ascultat, le-am tot ascultat, le-am reascultat de zeci de ori. Le-am lăsat o perioadă să stea, o perioadă, adică o perioadă însemnând ani de zile. Sunt lucruri de prin la începutul anilor 80 pe care le-am, care sunt istoria mea personală, dar sunt și parte din istoria jazzului românesc în același timp. Și pe care unele le-am scos, altele le voi scoate în curând. Asta din cauză, și chiar unii mă întreabă în interviuri că parcă pentru atâția ani de jazz parcă am cam puține CD-uri, da. Da, așa este. Din cauză că nici nu vreau pe de o parte să fac risipă de chestii de astea și vreau, îmi place să vorbesc când am ceva de spus. Nu prea îmi place în general să trâncănesc. Și încet, încet ajung și la vârsta socotelilor și încep... Da. Da. Și ne răsfățăm acum. Ne răsfățăm sau nu, e adevărul. Nu, n-am ocolit niciodată adevărul. Și începând așa să-mi fac niște mici socoteli la ce am făcut până acum, ca să știu în funcție de asta și ce mai am de făcut. Am ajuns la concluzia că, în general vorbind acum, și se aplică și la jazz foarte bine, din tot ce am vorbit și am spus și am trâncănit în viața mea, cred că 80% pot să dau deoparte liniștit. Liniștit pot să dau cel puțin 80% deoparte, fără nicio pagubă. Și dacă păstrez 20%, poate e mult. I'm ready, ready as anybody can be. On a graveyard and shooting through the stone, foolish war and bowling. I'm drinking TNT, I'm smoking dynamite. I hope some screwballs start to fight. I'm ready. I'm ready for you. I hope you're ready for me. All your pretty little tricks with your curly hair. Oh, you think that I ain't nowhere. Stop what you're doing, look over here. I promise to you, baby, that I ain't no square. Cause I'm ready, ready as anybody. I am ready for you, I hope.